Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod, un episod ca întotdeauna foarte special, pentru că astăzi avem un invitat foarte special și avem o surpriză incredibilă pentru voi. Care este surpriza, Victor? Salut! Salut! Ce sunt astea pe care le vedem aici? Pedale. Pedale. Cum de ai tu bicicletă cu pedale? Nu ți era frică să mergi cu bicicleta cu pedale? Nu. Ai folosit roțile ajutătoare la bicicletă? Nu l-ai folosit. I-am pus bicicleta pe covor, i-am dat jos roțile ajutătoare. E adevărat că nu la ideea mea, ci la ideea Georgianei. Georgiana care a spus, lasă-l să meargă așa. Eu nu aveam încredere că o să meargă. În timp ce vorbeam cu ea, adică eu cu mami, da? Tu ce ai făcut? Ai luat bicicleta, te-ai suit pe ea și ai început să dai la pedale singur. Ești atât de entuziasmat, vă jur că sunt și eu mega entuziasmat, dar el e și mai entuziasmat de la pedale. Ești gata? Faci pe tine? Nu. Faci pipi? Da. Faci pipi? Nu. Non-stop. Astăzi mergem, deci astăzi, știi ce mergem să facem? Să încălcăm legea. Pentru că în România, Victor, știai că nu ai voie să pedalezi dacă ai sub 14 ani, nu ai voie să pedalezi pe carosabil? Da. Da. Tu ai vrea să pedalezi pe carosabil ca un om normal, ca mine, da, per exemplu? Bine, nu, că eu nu sunt normal. Nu. Nu sunt normal, așa este, da. Dar... Eu sunt normal. Exact, tu ești normal, eu nu sunt normal. Ți-e frică că o să-ți iei amendă? Nu? Nu ți-e frică că o să vină poliția să-ți dea amendă? Nu. De ce? Pentru că polițiștii sunt niște oameni foarte înțelegători, nu-i așa? Da. Super, hai să mergem, dă un 5, pregătește-te, suie-te pe bicicletă și haide să pornim. Strada când o traversăm, chiar dacă este verde la semafor, o traversăm cum? Lângă bicicletă. Pe lângă bicicletă, așa este, da? Da. Este roșu, da? Ne uităm la semafor cu atenție. Acum este verde. Hai. Super. Și pedalăm. Nu uita să ții banda. Da. Dacă nu mă înșel și aici mă puteți corecta voi în comentarii, suntem singura țară din Europa unde este interzis să pedalezi dacă ai sub 14 ani. Ceea ce încerc să înțeleg de ce. Înțeleg că pe carosabil e periculos, dar pericolul ăla nu-l fac decât șoferii, să știți, nimeni altcineva. Așa că în momentul de față, Victor încalcă legea. Victor, cum ți se pare până acum experiența? Bun. E bună? Da. Excelent. Uite, acum că am ajuns în intersecție, ce am învățat acasă? Ne uităm la semafoare. Semaforul ce culoare are acum? Rosu. Da, trebuie să mergem până la capăt, unde este trecerea de pietoni. Ne oprim la semafor la capăt, da? Da. Haide, te rog. Și acum, uite, s-a făcut verde pentru biciclete. Pista de biciclete de pe Victoriei, singura segregată cu o astfel de bordură, de fapt mai este cea de la Pipera, dar nu este semnalizată corect, dar pista de biciclete de pe Victoriei este cam singura care are un standard minim de siguranță pe care trebuie să aibă o pistă de biciclete într-o capitală europeană, cum este capitala României, capitală care e plină de șoferi care conduc foarte prost. Îmi pare rău să o spun, sunt și eu șofer, nu sunt între cei mai buni, cu siguranță, dar șoferii de la noi din București au calitatea condusului foarte proastă. E adevărat că s-a îmbunătățit în ultima perioadă, dar de cele mai multe ori oamenii conduc foarte prost. Victor, tu ce îți dorești în momentul de față? Să mergi cu mașina sau cu bicicleta? Cu bicicleta cu tine, pe stradă. Nu, pe bicicleta, nu, pe pista de biciclete merg. Victor, iată că avem numai verde la semafor, ceea ce... Eu n-am prins niciodată verde la semafoarele astea, întotdeauna prind roșu. Poate că merg eu prea repede. Însă Victor, bine, și el merge destul de repede, merge cu 13 km pe oră. Ceea ce pentru pedalele lui și roțile lui este destul de mult. Victor, ești bucuros că mergem pe bicicleta cu pedale? Da. Eu sunt foarte mândru de tine, să știi. Da. Sunt foarte bucuros și sper ca să apuc ziua în care se va schimba legea asta în care nu ai voie să pedalezi dacă ai sub 14 ani pe carosabil. Sper din tot sufletul să se încurajeze și la noi mersul pe bicicletă, pentru că mersul pe bicicletă nu înseamnă doar o plimbare în parc, așa cum cred mulți oameni care pur și simplu nu înțeleg ideea de a pedala. Mersul pe bicicletă înseamnă să te transporti din punctul A în punctul B rapid. Aici este roșu, Victor, așa că te oprești înainte de linie. Ție ți-e frică să mergi pe stradă cu bicicleta? Nu. Sigur? Da. Vezi ce de oameni sunt pe stradă, Victor? Da. Îți e frig? Nu. Nu, sunt minus 2 grade afară. Ceea ce... Salut, salut! Salut! Odată ce stai în stația de STB, intră frigul în tine instant. În schimb, pe bicicletă, în loc să stai 15 minute pe loc, 15 minute te miști. Cu o viteză medie de 16-20 km pe oră. Cum e, Victor, aici? Te-ai pierdut? Da!
Așa, uite, e ușor de urmat, sunt două linii pe asfalt, să știi. Nu te dezamăgi că sunt unii șoferi care nu pot urmări aceste două linii pe asfalt. Cu ce te duc eu și cu mami la grădiniță, Victor? Cu mașina. Cu mașina. Și ți-ai dori să mergi cu bicicleta cu pedale la grădiniță? Da. Și eu mi-aș dori să te duc cu bicicleta cu pedale, dar din păcate nu se poate. Asta este centrul orașului, așa se numește. Locul ăsta se numește Pasajul Villa Cross. Aici e un restaurant. Asta este un restaurant, exact. Da. Este Bumpy. Este cum? E Bumpy. E Bumpy. Se numește piatră cubică pe ce mergi tu acum. Da? Acum nu mai e. Adică coșmarul oricărui biciclist este piatra cubică, pentru că atunci când este ud pe jos este foarte alunecos. Eu am un... I have a one brake. You have just one brake. You do. In front. That's your front brake. Yeah. That's it. Uite, mergi, te rog să-i dai niște bani pentru că a ieșit în frig și cântă. Du-te și pune în cutia din față de unde cântă. I am feeling good. Mulțumesc! Este prima ta zi de pedalat. Da. Cum ți se pare? Frumos. Frumos? Ai grijă la ei că, uite, s-au căsătorit. Tocmai au pus pirostriile. Trebuie să ai grijă cu ei, că sunt firavi la început. Da. După dusterul ăsta, facem stânga aici și trebuie să... Ești ok? Scuze! Nu-i nimic, e ok. Pe lângă dusterul ăsta. Da? Te descurci să urci? Nu pot. Păi trebuie, da. Trebuie să te dai jos. Ești ok? Nu vreau asta. Păi trebuie să te dai jos de pe bicicletă, scumpete. Gata. Cea mai mare viteză pe care a atins-o astăzi, știi care este? 19 km pe oră. Lasă-mă de la peste 10 de un pic. E ok. Au, au. Dacă sunt prea multe gropi, Victor, te mai ridici în picioare pe pedale. Uite cum fac eu. Uite așa, ia uite. În picioare pe pedale, da? Și îți flexezi genunchii ca să fie mai ușor la pedalat. Mă mir că ai căzut o singură dată astăzi, mă mir. La duster? Da, acolo ai căzut, la duster, da. La mașina ta preferată. Care e mașina ta preferată, Victor? Duster. Dacia Duster, exact. Dar să ai grijă, te rog, da? Cu frâna pe față. Nu vine nimeni. Ești ok. Și după ce înveți să manevrezi bicicleta, ia, de ridicat în picioare poți să te ridici? Să stai așa ca mine? Și să nu pedalezi? Pot. Da, hai că poți. În curând o să începi să faci și manual, da? Și backflip. Și backflip în curând. Încet, încet, da? Aici în dreapta. Ce zici? New bike. Ai căzut? A, nu. Hei, salutare, salutare! De la bar spin asta! Suntem 170, nu? Băi, deci îmi place foarte mult bicicleta asta, nu a ta. Știu. Cube-ul ăsta 170. Deși nu sunt fan așa mare Cube, dar bicla asta este foarte similară cu Giant-ul pe care l-am testat și am mai testat Scontul Ransom. Am făcut un fake! Am mers foarte sus! Victor, hai să ne luăm la revedere! Mulțumesc tare mult! Dați like, share, subscribe, chestii, cum zici tu de fiecare dată! Și subscribe! Subscribe! Bye. Ne vedem în episodul următor, salutare! Salut! Papa! 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 Știi ce spune un pește când îl bagi la abur? Ce? Nu mă aburești tu pe mine! Pe... Ai prins gluma? Da! Ai prins gluma de coadă? Da.